Atacul de panică reprezintă o formă de anxietate intensă, caracterizată prin debut brusc și durată limitată a simptomelor. Atacul de panică se caracterizează prin dorința intensă de a părăsi locul în care se află persoana respectivă, prin teama de a nebuni, teama de a pierde controlul sau frică de moarte iminentă. Pe lângă stările psihice pe care le induce atacul de panică, apar și stări fizice care sunt o consecință a activării sistemului nervos parasimpatic de tip vegetativ. Aceste simptome pot fi clasificate în simptome neurologice, simptome respiratorii, cardiovasculare, digestive sau cutanate. Simptomele neurologice cuprind stări de amețeală, de cefalee sau de leșin. Stările de tip respirator includ senzație de dispnee, de lipsă de aer, de presiune toracică sau de constricție toracică. Simptomele de natură cardiovasculară includ palpitații, hipotensiune sau stări de lipotimie. Simptomele cutanate și cutaneomucoase includ uscăciunea mucoaselor, vasodilatație, paloare, roșața tegumentelor sau bufeuri de căldură. Pe lângă toate aceste simptome, apar și simptome de tipul dificultăți de concentrare, pierderea memoriei și afectarea capacității de funcționare pe moment. Atacurile de panică, în funcție de contextele pe care le declanșează, pot fi atacuri de panică inopinate, adică care apar din senin, fără un factor declanșator aparent. Pot fi atacuri de panică circumscrise situațional, adică care apar doar în contextul expunerii la un anumit factor anume sau prin anticiparea expunerii la acel factor. De asemenea, sunt atacuri de panică predispuse situațional care pot apărea într-o anumită circumstanță, dar nu obligatoriu. Atacurile de panică pot apărea brusc și pot fi unice sau pot fi multiple în cadrul unor tulburări psihice, precum tulburare de panică, precum depresie, anxietate, fobii, în schizofrenie, tulburare afectivă bipolară, demență sau alte afecțiuni organice cerebrale. Evoluția atacurilor de panică de obicei are tendință de cronicizare, cu agravare și remisiune în timp. Tratamentul atacurilor de panică este psihoterapeutic și farmacologic. Psihoterapia de elecție este terapia de tip cognitiv-comportamental, iar ca și medicamente se utilizează antidepresive de tip anxiolitic, benzodiazepine și beta-blocante.